la toată lumea. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați reacționat cu promptitudine la invitația colegilor mei de la Ministerul de Externe și ați venit aici la încinta Ministerului pentru o conferință de presă care se vrea de fapt un fel de totalizare a ceea ce am reușit să facem noi până acum. Și bineînțeles că să discutăm puțin despre obiectivele pe termen imediat și mediu, în mod special după vacanță. Am ales această perioadă pentru această conferință pe simplu motiv că luna august, de regulă în diplomație, în relațiile internaționale, este una mai liniștită. Asta nu înseamnă că nu vor exista anumite evenimente, evoluții, reacții, dar cel puțin pe dosare unde nu există o urgență, unde nu există un potențial de destabilizare, din câte înțelegem noi, și asta este experiența, va fi o perioadă de o anumită pauză. Pe acest motiv am decis, iată, să convocăm această ședință, să discutăm împreună puțin, să comunicăm, să vă aud întrebările, sugestiile, remarcile, inclusiv cele critice, de dorit cele critice constructive să fie. Și voi începe o prezentare, voi încerca să fiu foarte succint ca să lăs mai mult timp pentru comunicarea cu dumneavoastră. Și atunci când voi vorbi despre ce am reușit noi până acum, sigur că voi porni de la obiectivele pe care ne-am propus noi să le atingem în politica externă a Republicii Moldova. Și funcție de aceste obiective, sigur că voi comenta puțin și succint voi încerca ce am reușit în acest sens. Obiectivul primordial fiind integrarea europeană, voi începe cu această dimensiune în politica externă, dar și pe plan național ce am reușit să facem. Cred că cea mai importantă performanță în acest sens este faptul că urmarea unor acțiuni coerente și coordonate am reușit să creștem vizibilitatea pe plan european a profilului Republicii Moldova ca țară care aspiră să devină membru al Uniunii Europene, ceea ce a determinat consolidarea sprijinului acordat de partenerii europeni în procesul de preluare standardelor și principiilor europene în Republica Moldova, ceea ce a determinat creșterea susținerii și politice pentru aceste procese inițiate și care se află în derulare în Republica Moldova, dar și susținerii financiare. Recenta reuniune a miniștrilor din statele membre ale Uniunii Europene și miniștrilor de externe din cele 6 state incluse în parteneriatul estic, la care am participat și eu în 20 iulie curent, probează cu lux această constatare. Republica Moldova fiind remarcată în intervențiile majorității colegilor mei europeni de țară lider în cadrul parteneriatului estic, a cărei perspectivă europeană nu mai poate fi negată. Și dacă mi-aduc aminte discuțiile care au avut loc acum un an sau acum 2 ani cu astfel de ocazii, subiectul perspectivei europene pentru țările din regiunea noastră, cele care își doresc acest obiectiv și cele care se pregătesc pentru acest obiectiv, era aproape lipsă din discursurile majorităților miniștrilor de externe din țările membre ale Uniunii Europene. Iată că mă bucur încă o dată să constat că la recenta reuniune din 23 iunie, discuțiile în mod special au fost axate pe așteptările de la summitul din Vilnius din noiembrie 2013 și în mod special ce se va întâmpla după acest summit, care va fi relația dintre Uniunea Europeană și țările care își doresc o schimbare acestei relații din zona noastră și pe ce se poate miza în acest sens. Deci a fost o discuție politică care a generat un interes puternic din partea țărilor membre ale Uniunii Europene și sper că prin astfel de dezbateri, prin astfel de reflexiuni, dar ajutate aceste dezbateri de argumente suplimentare pe care le generăm noi pe plan intern, vom reuși să realizăm la Vilnius o decizie care va fi exact pe potriva așteptărilor cetățenilor din Republica Moldova. Și încă doar un exemplu care după mine este foarte relevant. Republica Moldova, atunci când s-a aflat delegația în frunte cu domnul prim-ministru Vlad Filat la Bruxelles câteva săptămâni în urmă, a fost prima țară care a fost luată decizia pentru a se oferi
o sumă suplimentară de 28 milioane de euro pentru promovarea reformelor în 2012-2013 pe trei dimensiuni. De ce mă refer la această decizie? Banii contează, dar aici decizia merge dincolo doar de semnificația pecuniară a acestui eveniment. În primul rând, mai avem în societate dezbateri destul speculative, că uite că Uniunea Europeană e pe cale de dezintegrare și Republica Moldova își propune drept obiectiv aderarea pe termen mediu la organizații care nu se știe dacă va supraviețui. Iar această decizie tocmai vine să demonstreze încă o dată că în pofida bugetelor de austeritate pe care le cunoaște sau situații cunoscute de mai multe țări membre ale Uniunii Europene, în pofida anumitor dificultăți, într-adevăr, interesul de a sprijini și a de extinde această zonă de stabilitate și previzibilitate spre Est este una foarte mare. Iar acești 28 de milioane de euro tocmai simbolizează faptul că Uniunea Europeană este extrem de interesată în regiunea noastră, apreciază evoluțiile pozitive în țările care au dat dovadă de aceste capacități și vin să sprijine prin acțiuni foarte concrete. Acești bani vor merge pentru trei domenii, sper că ați auzit, e vorba de reforma în domeniul mediul rural, în domeniul justiției și în domeniul sănătății. Eu nu am să mă opresc acum foarte punctual pe mersul negocierilor pe zona de pe acordul de asociere, în primul rând, sper că cunoașteți unde suntem noi. Nu am să mă opresc pe cele două runde, pe zona de liber schimb. Vreau doar să zic că negocierile, intensitatea acestor negocieri, intensitatea interacțiunii cu cei de la Comisia Europeană și cu cei din țările membre, a atins cote fără precedent. Țin bine minte cum am evoluat noi în 98-99-2000, atunci când am inițiat acest proces de integrare, și îmi permit cu maximă responsabilitate să afirm că această interacțiune este una fără precedent, dar și una extrem de benefică pentru Republica Moldova. Fiindcă interacțiunea cu Comisia și cu Uniunea Europeană în ansamblu, pe tot ce înseamnă activitatea sociopolitică, economică în Republica Moldova, tocmai este orientată spre sprijinul procesului de transformare și modernizare din Republica Moldova. Nu voi insista nici pe vize, fiindcă pornesc la premiza că știți exact unde suntem acum. Vreau să vă zic doar încă o dată că suntem foarte motivați să mergem înainte, așa cum ne-am propus, acum cu implementarea. Nu începem de la zero în ceea ce privește implementarea acestui cadru legal pe care l-am aproximat standardelor și principiilor europene în prima fază. Am început acest lucru să-l facem din 2010, atunci când am inițiat dialogul pe vize cu Uniunea Europeană. Chiar am avut o discuție foarte bună din punctul meu de vedere cu colegii de la Ministerul nostru, cu cei de la interne și cu cei de la finanțe, de exemplu, acționându-ne doar pe două subiecte din acest plan de acțiuni, care ține de reforma Biroului de Migrație și Azil și care ține de reforma Ministerului de Interne, în mod special pe dimensiunea care ține de crearea acestei noi instituții subordonate Ministerului de Interne, care se numește Poliția de Frontieră. Și discuțiile încă o dată arată că vom identifica și resursele și interne, dar și din afară, de care avem nevoie pentru a avansa. A demonstrat încă o dată că colegii noștri și din alte ministere sunt pe deplin conștienți de această responsabilitate. Și ceea ce vreau să mai zic pe acest subiect este faptul că acest rol pe care și această imagine pe care am reușit să o creăm pozitivă pentru Republica Moldova, care se manifestă și prin faptul că prima reuniune neformală a ministrilor de externe din Parteneriatul Estic, dacă țineți minte, a avut loc aici la Chișinău în luna iunie cu participarea Comisarului pentru Extindere și Vecinătate, domnul Fiule, și adjunctă doamnei Ashton, doamna Schmidt, ceea ce denotă încă o dată că am reușit să acumulăm acest capital pozitiv. Nu a fost deloc simplu de altfel, fiindcă aud uneori că acest exercițiu nu a fost foarte dificil, fiindcă în baza prelorei unei moșteniri nu din cele mai bune, nu a fost atât de dificil să ne deosebim. Nu vreau să vă asigur că Uniunea Europeană monitorizează
fiecare pas al nostru, este la curent în detalii cu ceea ce se întâmplă în diverse domenii, nu ascundem încă o dată problemele, nu ascundem dificultățile. Suntem conștienți și noi și ei de anumită rezistență care se opune acestui proces de modernizare, poate undeva explicabil, dar care ne mai creează anumite impedimente, dar împreună cu Uniunea Europeană vom reuși, sunt convins, într-un an, doi, să demonstrăm schimbări la față a Republicii Moldova, care vor fi resimțite din plin și de fiecare cetățean din Republica Moldova. Al doilea subiect, sau a doua prioritate în politica externă, bineînțeles, ține de reintegrarea țării. Aici nu voi intra prea mult în detalii, voi menționa că am continuat, pe de o parte, consolidarea acestui dialog între malul stâng și malul drept, dar aici ține mai mult de competența domnului Karpov și, prin câte cunosc, că aveți o comunicare bună cu dânsul, cu unitatea lui. Premierul este foarte activ la fel pe acest subiect și desigur se pronunță în public despre ceea ce am reușit, ceea ce urmează să facem. Dimensiunea sau rolul nostru în acest, pe acest subiect constă în mod special în crearea unor condiții favorabile pe plan extern. Condiții care ne-ar permite la un moment dat, și sper să nu fie într-o perspectivă mult prea îndelungată, să abordăm într-o manieră foarte eficientă și constructivă, să sper eu, problema cheie a reglementării care se numește elaborarea unui statut al acestei regiuni în cadrul Republicii Indivizibile, Integre și Suverane Republicii Moldova. Și un astfel de statut care nu o să ne facă mai vulnerabil, ci o să consolideze statalitatea Republicii Moldova și o să consolideze mersul pro-european, ceea ce înseamnă de modernizare a Republicii Moldova. Un alt obiectiv în politica externă, sigur că ține de consolidarea relațiilor pe plan bilateral, în mod special cu vecinii noștri, dar și cu actorii principali din regiune, de pe Mapamond, astfel încât sprijinul din partea acestor țări pentru depășirea provocărilor cu care ne confruntăm, sprijinul pentru a ne facilita acest mers înainte să fie unul cât mai eficient. Și vreau să vă zic că dacă vă uitați la relațiile pe care le are Republica Moldova cu cei doi vecini imediați, cu Ucraina și cu România, deseori este numit de o relație exemplară. Și vreau să vă zic că rolul nostru al Republicii Moldova, al diplomației moldovenești, în edificarea acestei relații de parteneriat solid, de parteneriat strategic, de depășirea problemelor pe care le-am moștenit, de crearea unui climat foarte bun în relație atât cu București cât și cu Kiev, este unul care nu l-aș neglija deloc. Și sper că pe baza acestor relații de parteneriat de maturitate, în primul rând, aș numi eu, unul foarte constructiv, vom reuși să avansăm. Atât cu România, obiectivele fiind foarte clar trasate și în cadrul recente vizite a premierului Ponta la Chișinău, cât și cu România, cât și cu Ucraina, unde avem o palită foarte bogată de subiecte, am reușit să avansăm pe problema de materii. Chiar ieri au fost finalizate negocierile pentru un acord care sper să fie semnat într-o perspectivă nu foarte îndelungată și care ține de ocrotirea și dezvoltarea bazinului râului Nistru, în mod special tot ce ține de aspectele de mediu. Vom continua săptămâna viitoare cu discuții pe probleme de proprietate. Deci, încă o dată, această relație pe care am creat-o de încredere cu Kievul are un impact pozitiv asupra relațiilor de ansamblu, dar și asupra evoluțiilor pe plan regional. Apreciem în mod special sprijinul Kievului pe problema conflictului transnistrean, o poziție principală și extrem de constructivă. Și sigur că și cu celelalte țări importante am depus eforturi pentru a veni cu mult mai multă substanță și cu mult mai mult randament. Începând cu Federația Rusă, dacă vorbim la est de noi, cu Republica Populară Chineză, și bineînțeles că partenerii noștri occidentali, cum ar fi țări membre ai Uniunii Europene, dar și Statele Unite ale Americii, care Washington fiind vizitată și de mine în acest an, președintele Parlamentului, domnul Lupu, la fel a fost acolo, o delegație parlamentară s-a aflat și la Washington și în Carolina de Nord, și în rezultatul acestui fapt, sper că poate chiar într-o săptămână, în sfârșit, ultimul, poate, relict al războiului rece, care ne afectează cumva și pe noi, absolut nemeritat,
amendamentul Jackson-Vanik va a fi anulat de către Congresul SUA. Am reușit să consolidăm aceste parteneriate. Vizita în luna august a cancelarului german, doamna Merkel, la Chișinău, pe care o calific, fără nicio exagerare, o vizită istorică, demonstrează doar faptul că am reușit să atragem atenția, susținerea din partea acestor actori cheie de pe Mapamond, și cu acest sprijin și cu acest interes sunt convins că vom reuși să ne mobilizăm și mai bine și mai eficient pe plan intern, dar să atragem și aceste resurse din afară. Urmarea acestor schimbări spre bine, cred că am reușit să schimbăm la fel spre bine imaginea Republicii Moldova. Ceea ce contează foarte mult, deseori în politica externă, ca și în cea internă, contează percepțiile. Iar prin aceste acțiuni am reușit, sunt convins, să scoatem Moldova în primul rând din umbră, dintr-o zonă de incertitudine, dintr-o zonă unde nu exista prea mult interes, și să o avansăm, cumva, să o punem pe avangarda interesului cel puțin regional, pe dialogul dintre Est și Vest, astfel cât să reușim încă o dată să avansăm. Și vreau să vă aduc doar un singur exemplu în acest sens. Cunoașteți despre inițiativa de creare, așa zisei, Comunității a Democrațiilor. Și bănuiesc că cunoașteți că atunci când a fost lansată această inițiativă globală, în iunie, dacă nu mă înșel, anul trecut, au fost alese două țări, țări pentru studiu sau caz de studiu, Republica Moldova și Tunisia. Iar cei care patronează într-un fel acest caz de studiu pe Republica Moldova este SUA și Polonia. Recent la Ulaanbaatar a avut loc o ședință acestei inițiative. Nu știu dacă ați observat, dar eu fiind la Tbilisi m-am conectat la fel prin videoconferință la lucrările respective conferințe de la Ulaanbaatar, prezidată de președintele Mongoliei și de secretarul de stat american. Republica Moldova, prin astfel de inițiative, își consolidează această imagine de țară care în primul rând are voință politică de a duce la bun sfârșit reformele de democratizare a țării, de crearea instituțiilor care vor respecta și vor promova aceste principii. Și sper că vom reuși, prin astfel de exemple foarte pozitive, să atragem o atenție și mai mare. Noi nu avem, mai vorbeam despre asta cu alte ocazii, nu avem, cel puțin nu avem deocamdată resurse energetice descoperite în pământul, în solul nostru. Nu avem alte paturi deosebite. Unica capacitatea noastră de a ne menține pe agenda internațională prin a crea acest exemplu pozitiv de construcția unei țări europene funcționale. Și un altă expresie pozitivă a acestei schimbări de imagine este faptul că, dacă până acum eram menționat la capitolul de consumator de securitate, în mod special datorită existenței acestui conflict în zona stângă a Republicii Moldova și prezenței militare nelegale în acest străin, în această zonă, iată, treptat încercăm să și reușim să ne debarasăm doar de această imagine de statut de țară consumator de securitate și să ne transformăm ușor, gradual, dar sigur, în o țară care poate să contribuie la securitate. Și în acest sens vreau să vă aduc ca exemplu doar faptul că recent doamna viceministru German, și aici, de apropo, i-am pe ambii colegi ai mei, și Andrei Popov și Natalia German, practic a finalizat discuțiile pe care ne vor permite într-o perioadă foarte imediată, cred că în primele luni ale toamnei, să semnăm un acord cu Uniunea Europeană privind cooperarea în domeniul de apărare și securitate comună, ceea ce ne va permite să participăm în operațiuni de menținere a păcii pe care le desfășoară Uniunea Europeană în diverse colțuri ale lumii. Un element extrem de apreciat de partenerii noștri europeni. În ultimul element, și vă promit că aici închei, sau două ultime elemente, penultimul ține de interacțiunea cu concetățenii noștri din afara țării. În această perioadă am încercat să creăm un sistem și mai coerent în acest sens. Să creăm un sistem de interacțiune care să faciliteze viața concetățenilor noștri.
Sunt foarte bucuros că în acest an, în sfârșit, am pus la dispoziția fiecărei misiuni diplomatice sau consulare a Republicii Moldova echipamentul necesar pentru prelevarea datelor, astfel încât cetățeanul să poată să-și obțină un nou pașaport biometric fără a părăsi țara unde dânsul se află. Suntem în procesul de finalizare a discuțiilor privind viitoarea agenție care va avea drept obiectiv grija pentru concetățenii noștri. Avem sigur că probleme. Lipsa de resurse financiare suficiente, de exemplu. Lipsa de resurse umane suficiente. Bineînțeles că ne complică puțin viața, dar am reușit, prin interacțiunea, în mod special cu prietenii noștri, acolo unde există o problemă, să venim cu reacții prompte. Fie dacă a fost vorba de Italia de Nord, și în pofida tuturor speculațiilor despre făcute cu rea intenție, fiecare cetățean care a fost afectat de cutremur a fost ajutat pe potrivă de autoritățile italiene. Iar noi am făcut această contribuție, poate fie și modestă, dar a fost foarte apreciată de autoritățile locale din localitățile respective din Italia de Nord, o contribuție financiară din bugetul Republicii Moldova pentru această localitate, în mod special afectată, unde mai avem încă 57, dacă nu mă înșel, de concetățeni de ai noștri care locuiesc în corturi, dar am constatat lipsa unui tratament discriminatoriu. Că, uite, ăștia sunt italieni și pe ei ajutăm în primul rând, dar ăștia sunt moldoveni și noi ajutăm. Sunt toți tratați la fel și noi, prin această contribuție, doar am reușit să creăm impresia și imaginea unei țări care are grijă de toți la fel, fără discriminare. O altă situație care ține acum de evoluțiile sau involuțiile din Siria. Avem mai mulți concetățeni de-ai noștri în această țară. Vreau să menționez în mod special interacțiunea cu Turcia, cu autoritățile din Turcia, care mi-au pus la dispoziție absolut tot instrumentariul și împreună cu Organizația Internațională a Migrațiunii am reușit deja să facem așa încât cel puțin 10 concetățeni de-a noștri să revină acasă, iar ceilalți care se mai află acolo și doresc să revină să aibă această șansă. În după amiază aceste zile vom plasa pe site-ul Ministerului o informație mai detaliată la acest capitol și avem o mare rugăminte, fiindcă este practic imposibil să știm câți concetățeni avem noi acolo, unde se află, să luăm contactul cu ei. O să vă rugăm pe dumneavoastră să ne ajutați să popularizăm maximum posibil această informație, astfel încât rudele care sunt aici și știu exact cine a mai rămas acolo, mai ales în zone de asta mai periculoase, să știe ce trebuie să facă în cazul în care vor să revină acasă. Și ultimul element ține de eforturile pe care le-am întreprins noi de-a lungul acestor aproape 3 ani să creăm un serviciu diplomatic eficient, bazat cu totul și cu totul pe alte principii decât ceea ce a fost până în 2009. Sper că ați luat notă de reuniunea recentă a ambasadorilor. Dacă vă uitați la calitatea și componența acestui grup ambasadorial, și vă rog foarte mult, chiar vă poftesc să faceți o analiză cum arată corpul ambasadorial în 2007, 2008, 2009, o să vă dați seama de schimbări calitative. O să vă dați seama de faptul că am mers pe profesionalizarea acestui segment din serviciul diplomatic. În sfârșit am ajuns și noi să înțelegem că ambasador nu este un post de trimitere înainte de pensie la un post onorabil așa și care îți permite să ai un salariu bun și nici nu este o poziție unde îți trimiți neamuri, rude și prieteni. Dar este doar o treaptă extrem de importantă în cariera unui diplomat, în cariera unui angajat al serviciului diplomatic. Știu că o să mă întrebați de ambasadorul la Moscova, dar eventual ca să anticipez aceste întrebări, ați văzut bănuiesc și premierul, dar am spus-o și eu, suntem pe ultima sută de metri de finalizarea procesului sau primei faze din acest proces. Această primă fază ține de trimiterea unei scrisori din acest sediu la guvern, distanța nu e mare, o să ajungă foarte repede în momentul în care vom trimite, prin care vom nominaliza candidatul nostru pentru poziția de ambasador la Republicii Moldova la Moscova. O să mă întrebați de ce atât de mult timp a durat, am să vă zic că fiind de obârș și latină, am urmat dictonul latin festina lente, să ne grăbim încet. Dar pot să vedeți că și acest viitor ambasador, în momentul în care Federația Rusă va fi de acord cu nominalizarea lui și vom primi acest agrement,
se va înscrie perfect în linia de selectare a ambasadorilor de care ne-am ținut până acum. Și astăzi am impresia că ați venit puțin mai târziu, dar de dimineață, până sau poate și acum se mai derulează, nu știu, angajarea sau concursul pentru angajarea noilor diplomați la Ministerul de Externe. Sunt foarte mândru de faptul că până acum am reușit să creăm un sistem transparent unde oricine, oricare cetățean al Republicii Moldova nu doar că are dreptul consimțit de Constituție, dar chiar are și șansele reale să participe la acest concurs, unul transparent, după cum spuneam, care consistă din două elemente, anonimă, unul probă în scris și unul, cei care sunt depășesc prima fază, unul oral, astăzi a avut loc cel oral, avem suficiente poziții vacante, de altfel. Dar merg pe ideea că mai bine să fie mai puțin, dar cei care avem convingerea că vor merge pe această carieră mulți ani înainte, decât să angajăm pe cineva și după aia peste jumătate de an sau peste, nu știu, un an, doi, să ajungem în situația când trebuie să ne debarasăm de ei. Deci iată că am luat ultimul element să vorbesc despre faptul că procesul de constituire a unui serviciu diplomatic eficient, modern și funcțional e pe calea bună și sper că într-o perioadă de nu știu câți, un an, doi, vom finaliza de fapt acest proces. Stat indivizibil, deci nu cumva asta deja înseamnă mai mult decât vă doriți. Și a doua întrebare din alt compartiment, dacă atunci când, cum spuneți, vă întâlniți cu europenii foarte prietenoși, nu au ei cumva niște reproșuri, gen același nit, care prin culise se spune sau se tirajează de opoziție că totuși ar avea de obiectat însuși fiule sau cineva, dacă sunt niște restanțe față de angajamentele pe care le-ați asumat și care din priviri sau la un pahar de șampanie totuși vi le reproșează, dacă sunt așa niște lucruri care nu le-ați onorat și mai ales dacă nu vă reproșează tot așa la un pahar de șampanie sau în discuții oficiale stările de spirit care există în societate. Ori dumneavoastră care ca și Rusia țaristă ați declarat un război și bolșevicii în spate au făcut revoluție, deci nu cumva dumneavoastră avansați pe calea eurointegrării în timp ce acasă se urzește întoarcerea oeștii. Mersi. Eu vă mulțumesc, domnule Botnar, pentru aceste două întrebări pertinente. Să încep cu prima, despre egalitatea părților în procesul de negocieri și dacă aceasta înseamnă implicit dreptul de veto pentru una din părți. În primul rând, vreau să menționez că faptul că am reușit să ajungem la această recunoaștere de egalitate a părților, încă o dată accentuez, în procesul de negocieri, este o mare realizare. O mare realizare și a Chișinăului, dar și a tuturor prietenilor noștri și factorilor din acest proces. Doi, eu nu aș pune accentul pe dreptul la veto, ci aș pune accentul pe faptul că orice decizie care va fi luată în cadrul acestor negocieri, sigur că va necesita să pornim și să căutăm o abordare consensuală. Altă problemă, cât de repede vom reuși să diminuăm divergențele care mai există, sigur că nimeni nu le ignoră. Cât de mult timp va dura acest proces de identificarea unor soluții acceptabile pe ambele maluri ale anistului, asta nu pot să vă spun, nu am această capacitate de providență. Dacă sigur că va trebui să, prin negocieri, să încercăm să definim un statut care va corespunde așteptărilor atât cetățenilor de pe malul drept al Nistului, cât și celor de pe malul stâng, iar să nu uităm că pe malul stâng majoritatea din cei care locuiesc sunt cetățeni la fel a Republicii Moldova, de asta sigur că va depinde cât de vom reuși să identificăm soluții. Deci accentul încă o dată îl pun pe faptul că trebuie să încercăm și vom depune în acest sens efortul să găsim o abordare comună. Și în acest sens multe aveam de făcut, dar mici pași care în primul rând ne permite să debarasăm de această imagine de adversari, ca să nu zic cald cu un vânt, să ne vedem mai mult ca parteneri, să discutăm subiecte foarte importante astăzi dimineața, de exemplu, la
cu Comitetul Național pentru Antitrafic, pe care am onoarea să-l conduc, am discutat și despre interacțiunea cu cei din regiunea transnistreană, fiindcă și acolo acest fenomen există. Iar Republica Moldova poate responsabilitate nu doar pentru teritoriul controlat de autorități constituționale, dar și pentru întreg teritoriul. Și atunci când comunicăm cu partenerii noștri, sigur că trebuie să cel puțin să dovedim că știm ce se întâmplă acolo și sigur că pasul următor este să interacționăm. Și în sensul ăsta e foarte bine că, iată, în luna octombrie, dacă nu mă înșel, în plină cu misiunea OSCE, va fi creat, organizat un atelier unde exact acești specialiști de pe malul drept și pe malul stâng vor interacționa să vedem cum, prin eforturi comune, putem diminua acest fenomen rușinos. Pe punctul 2, dacă există reproșuri sau nu există reproșuri, vreau să vă zic că eu aș defini dialogul pe care îl avem atât cu Comisia Europeană și cu comisarii europeni, iar în această perioadă de aproape 3 ani, și premierul, și subsemnatul, și alți politicieni din Republica Moldova, am avut ocazia să cunoaștem practic toți comisarii europeni. Și nu doar să cunoaștem, dar să stabilim și o relație foarte bună. Și chiar și în toamna acestui an, Chișinăul va mai fi vizitat de un șir de comisari. Unii vor veni nu pentru prima dată, alții vor veni pentru vizite nu doar de curtoazie, dar în prima lor vizită. Deci, și acest dialog cu Comisia, pe de-o parte, dialogul cu Parlamentul European, instituție, importanța căreia crește, dar și cu țările membre, le-aș defini acest dialog ca, în primul rând, unul extrem de deschis și unul extrem de constructiv. Deschis în sensul în care nu ascundem nici noi problemele de acasă, le cunoaștem cu toată lumea, nu dorim să ne vulnerabilizăm prea tare, dar nici nu dorim să creăm impresia asta că sau politica stuțului care își bagă capul în nisip și niciodată n-am să uit ce îmi spuneau niște diplomați occidentali în 2002-2003 care vorbeau cu cei de la Chișinău și spuneau că aveam impresia că să vorbim cu un stat chiar comunist, nu doar prin definirea partidului de la putere, dar și prin esență. Și toți pretindeau că în Republica Moldova totul este bine. Deci noi știm care sunt problemele noastre. În acest sens, le discutăm aceste probleme cu partenerii europeni, acolo unde nu avem suficiente capacități naționale. Cerem atragerea acestor expertize, experiențe, experți și discutăm orice problemă pe care o considerăm noi necesar să o punem pe agendă sau consideră necesar. Dar faptul că e o discuție deschisă și una constructivă, tocmai ne permite să consolidăm parteneriatul prin astfel de discuții. Încă o dată, fără a evita să discutăm orice subiect. Doar nimeni nu pretinde că Republica Moldova e o țară perfectă. Nimeni nu pretinde că avem instituții pe deplin funcționale. Dacă ar fi fost așa, sau am fi fost o fel de Elveție neangajată în alte organizații din regiune, sau am fi de mult țară membra Uniunii Europene. Deci, încă o dată, acest dialog ne permite să discutăm orice subiect de pe agenda, orice subiect pe care îl consideră ei necesar să-l abordeze și pe care îl considerăm la fel noi necesar să-l abordăm. Deci nu există reproșuri. Slavă Domnului că am avut această interacțiune atât de ascendentă și care acoperă practic, după cum spuneam, toate segmentele de activitate, așa și cum trebuie să fie, încât cunoașterea, înțelegerea reciprocă ne permite să avem această interacțiune și comunicare foarte și foarte eficientă. Dar semnăturile, greșelile, în special, unde nu s-au? Ceea ce înțeleg foarte bine este faptul că trebuie să ne consolidăm eforturile pe dimensiunea comunicării cu cetățenii din Republica Moldova și să explicăm încă o dată ce ține de domeniul speculativ, strict speculativ, și ce ține de capacitatea sau de domeniul real. Să explicăm încă o dată că aderarea noastră într-o anumită perspectivă la Uniunea Europeană înseamnă beneficii pentru fiecare cetățean din Republica Moldova. Să demonstrăm încă o dată și să le comunicăm că Uniunea Europeană nu doar e un partener care discută cu noi problemele noastre, dar vine cu resurse importante financiare care ne vor permite să depășim problemele și anumite blocaje pe care le avem acum, care să înțeleagă cetățeanul că aceste noi rigori, noi standarde,
pentru care trebuie puțin să ne schimbăm și mentalitățile și percepțiile. Dar pe termen mediu, și acest termen mediu nu l-aș defini de 10-15 ani, ci 2-3 ani, iarăși va însemna beneficii multiple pentru noi. Deci, ideea este că trebuie să comunicăm cu cetățeanul. Cetățeanul este îndept să tragă concluziile lui, dar ar trebui să ajungem în faza în care aceste concluzii vor fi trase în baza unei înțelegeri, unor argumente și unei înțelegeri a realităților care există astăzi în Republica Moldova, dar și în regiune. Și aici, domnul Botnaru și stimați colegi, avem nevoie de susținerea noastră. Fiindcă de unul singur nici guvernul, nici Ministerul de Externe nu va reuși să ajungă la fiecare cetățean din Republica Moldova. Trebuie să explicăm că aceste știri care vin din partea Bruxelles-ului despre crize financiare, economice și așa mai departe, încă o dată nu periclitează relația noastră cu Uniunea Europeană. Trebuie să le vorbim despre faptul că Uniunea Europeană, sunt absolut convins că, pe simplu motiv că nu există alternative, va depăși aceste probleme. Și faptul că, în pofida acestor probleme, încă o dată, noi suntem ajutați tot mai mult, vorbește clar despre faptul că perspectiva relației dintre Republica Moldova și Uniunea, așa cum ne-o dorim noi, este una fezabilă. I-am promis Sorinii și după aia revin la dumneavoastră. Sorina, hai cât mai puțin ca să reușească și alți colegi. Bine, vezi, deja m-am... Asta a fost doar una singură, am înțeles. Adică, pentru că de la diaspora, cum să facem, pentru că este de la un cum să facem ca să nu se creieze, nu există două drepturi paralele care nu se perfecțează, agenția și diaspora. Care nu trebuie să comunicăm, este doar pentru care. Sorina, hai să încep de la ultima întrebare. De la ambasador, că unii, că vedeți în diaspora, încep cu faptul că unii se întrează, că se nu trebuie să se întrează, Dragă Sorina, eu nu cred că prin crearea unei agenții imediat vom reuși să ne debarasăm de această dublă identitate a concetățenilor noștri care locuiesc în Republica Moldova, dar și în afara Republicii Moldova. În mod special când sărbătorim, pe calendar nou sau pe calendar vechi. Și nu cred că există o lume paralelă pe simplu motiv că agenția încă nu există. Și nu cred că există două lumi paralele pe simplu motiv că interacțiunea dintre misiunile noastre diplomatice, care totuși este interfața Republicii Moldova, și acești concetățeni ai noștri s-a schimbat spre bine și acest element este cunoscut de cei care au această abordare absolut neideologizată și una obiectivă. Deși, încă o dată, Sorina, am vorbit la bun început că avem suficiente carențe, avem suficiente probleme care țin în mod special de lipsă de resurse financiare, fiindcă dacă vrei să ajuți o comunitate de concetățeni de noștri, nu știu, din, de exemplu, din Italia sau din Portugalia, să-și păstreze identitatea, în primul rând. Desigur, când revin din Italia cu avionul, în avion constat părinții vorbesc în română și copiii vorbesc în italiană. Mă bucur că știu italiană, mai puțin mă bucur de faptul că nu mai vorbesc pe maternă sau treci undeva pe rol secundar. Avem noi astăzi resurse, avem noi instituții. Sigur că am putea face mult mai mult, chiar și cu resursele modeste. Dar vreau să sper că în momentul în care vom crea această agenție, și nu este un lucru foarte trivial, dacă doriți, fiindcă e cel mai simplu să creezi agenția, pui acolo 10 oameni și raportezi, gata, am făcut. Ideea este să creăm o agenție care, în primul rând, nu va avea atribuții paralele și va dubla doar activitatea altor ministeri, cum ar fi Ministerul de Externe, de exemplu, sau Ministerul Muncii, și totodată și va găsi nișa sa exact și foarte precisă în interacțiunea cu comunitatea noastră. Fie în rezolvarea problemelor care se confruntă ei acolo la ei în țara de reședință, dar sper în mod special să punem accentul pe cei care vor să revină acasă și cum putem să facilităm această revenire, că nu întotdeauna, din păcate, este una foarte dulce. E suficient să vă gândiți la birocrația moldovenească, care știu multe situații când după 2-3 săptămâni de interacțiune lumea zice mai bine plec să lucrez muncitor în Italia decât, nu știu, antreprenor în Republica Moldova. Deci avem și în acest sens agenția ar putea să ne ajute foarte mult
fiind o structură dedicată în acest sens. Ministerul de Interne, am avut o interacțiune bună și până acum cu ei, atât în ceea ce privește crearea acestui cadru legal, iar astăzi când am fost la această ședință pe antitrafic, să știți, chiar m-am bucurat când vorbea Procurorul General despre importanța legislației recente, în mod special pe o lege care prevede crearea unor grupuri operative comune de investigare. Cu cât se va facilita acum această procedură și eficiența respectivă. Și am zis, domnule Procuror General, pe atât mă bucur că cei cu ce vine Uniunea Europeană, cerințele respective au fost și în planul de acțiune, încă o dată demonstrează că are un efect sau va avea, în mod special, un efect benefic asupra interacțiunii dintre agențiile noastre, care de drept, în combaterea criminalității și așa mai departe. Deci până acum am avut o interacțiune bună, dar sunt absolut convins, cunoscându-l personal și pe noul ministru destul de bine, că dânsul va reuși să vină cu energie suplimentară, dacă doriți, în acest proces de îndeplinire a angajamentelor pe care le avem noi, începând cu managementul integrat la frontieră, terminând cu activitatea Biroului pentru Migrațiune și Azil. Deci, încă o dată, vă rog și frumos, vă rog foarte mult, așa să redați cuvintele mele. Și până acum am avut o interacțiune bună, dar de azi înainte sunt convins că vom reuși pe tot ce înseamnă reformarea Ministerului de Interne, și în contextul angajamentelor pe care le avem inclusiv pe planul de viză, să avem o interacțiune, poate, sper eu, și mai bună. Referendumul de la Bălți, în primul rând, deocamdată este doar un deziderat. Dar, bineînțeles, că anumite acțiuni întreprinse de autoritățile locale, depășindu-și net competențele sale, creează probleme de imagine pentru Republica Moldova. Și în acest sens, atât cancelarea care are competențe în acest domeniu, cât și alte ministere, au întreprins deja acțiuni pentru a contracara aceste decizii nelegale ale autorităților locale. Nu doar din Bălți, inclusiv din orașul meu, din Cimișlia. Poate ați auzit. Deci au cel puțin 5 sau câte localități unde astfel decizii s-au luat. Bănuiesc că trebuie și mai multă comunicare, inclusiv cu autoritățile locale. Să înțeleagă ce este constituțional și ce nu este constituțional. Și care este pedeapsa în cazul în care, în bună cunoștință de cauză, încalcă Constituția. Și ultima, atât. Sper că am fost exhaustiv, Sorina. Господин Лянко, Ксения Янива, телеканал «Мир». Скажите, пожалуйста, известна ли более подробная программа визита Ангелы Меркель в Кишинев? Какие вопросы будут обсуждаться? Будет ли первостепенным вопрос приднестровский, скажем так? Есть ли какие-то более... Дату, что-то нам, журналистам, скажите. Din aceste două întrebări, în ceea ce peste data nu am să vă zic, am să vă reiterez de la că este vorba de luna august și motivul este foarte simplu. Orice anunț de acest gen se face doar printr-o înțelegere bilaterală. Deci în momentul în care Chișinăul și Berlinul vor conveni asupra anunțării datei respective, o vom face concomitent și aproape simultan și la Berlin și la Chișinău. Puțină răbdare, până curând acest anunț va fi făcut. În ceea ce privește agenda vizitei, eu vreau să vă mulțumesc pentru această întrebare, fiindcă din momentul în care premierul a anunțat despre faptul că doamna cancelar va veni în vizită la Chișinău, au început tot felul de speculații. Și vreau foarte mult să insist pe un element în acest context. În primul rând, vizita nu se întâmplă pe un loc gol, cum ar fi, este rezultatul unei munce asidue depuse de Republica Moldova în 2 ani și 9 luni. Aduceți-vă aminte că până în 2009 interesul Germaniei pentru Republica Moldova era unul relativ nesemnificativ. Și vreau să vă aduc doar un simplu exemplu. Din 91 până în 2009, Chișinău a fost vizitat de doar un membru al cabinetului german. Din 2009 și până în acest an, iar noi încă nu am închis anul financiar și politic, 2012, am avut deja, dacă nu mă înșel, doi miniștri, încă un ministru va veni în toamna acestui an
Vizita doamnei Merkel este încununarea acestui efort. Am fost vizitați de un șir de parlamentari importanți din Berlin, în mod special parlamentari care sunt interesați de domeniul de securitate, impactul asupra liberalizării regimului de vize. Și mă bucur foarte mult în urma acestor vizite, din și aici, de au plecat de aici prieteni ai Republicii Moldova și oameni care ne vor face lobby. Deci iată că ăsta este contextul. Doi, vreau să vă mai trag atenția că de regulă, din câte cunosc eu, doamna cancelar merge în astfel de vizite, combinând vizite în cel puțin câteva țări. De data aceasta vine doar la Chișinău, deci va fi itinerarul Berlin-Chișinău-Berlin. Ceea ce denotă încă o dată că am reușit să facem așa încât interesul personal al domniei și interesul germanii în ansamblu să fie unul important pentru Republica Moldova. Pe agenda, nu va fi nimic nou. Va fi continuarea discuțiilor, dar sper că va avea un impact mai mare, urmarea faptul că dânsa va fi fizic prezent la Chișinău, pe aceleași subiecte. Evoluția din Republica Moldova, problemele cu care ne confruntăm noi și sprijinul Germaniei pentru a depăși aceste probleme. Eu cred că noi am reușit să convingem partenerii noștri germani că abordarea cheie pentru a găsi soluții pentru multiple probleme cu care ne confruntăm noi este o perspectivă clară europeană pentru Republica Moldova. În contextul agendei europene și avansării pe această cale, sunt convins că vom reuși să fim mult mai eficienți și pe conflictul transnistrean, fiindcă vom deveni mult mai atractivi pentru concetățenii noștri care locuiesc în stânga Nistrului și pentru dezvoltarea economică prin atragerea altor investitori germani. O astfel de vizită va da un semnal extrem de pozitiv pentru comunitatea de afaceri din Germania, că uite, Germania la nivel politic are toată încrederea în Republica Moldova. Și sigur că vom discuta și alte subiecte, cum ar fi evoluțiile din regiune, interacțiunea dintre noi și Berlin, dar încă o dată, vizita, după cum am spus anterior, este o vizită istorică și sper să facem așa încât primul fiecare cetățean din Republica Moldova să înțeleagă această semnificație. Și doi, efectele acestei vizite să fie unele, într-adevăr, benefice pentru Republica Moldova. Infotag, Natalia Cibarov. Grigore Carasin vine astăzi în Moldova și mă întrebam dacă aveți vreo întrunire cu dumnealui și dacă veți discuta inclusiv candidatura noului ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Și a doua întrebare, de dacă a fost identificată această candidatură a noului ambasador, de ce se ține numele dumnealui în secret? De ce așa mare secret? Premierul Fila zicea că Ministerul de Externe ne va anunța numele. Era cu dumneavoastră ziceți că trimiteți scrisoarea la guvern. Păi asta e procedura. Eu înțeleg, dar de ce nu ne-am lăsat? Hai să le iau pe rând. Într-adevăr, domnul Carasin se află astăzi la Chișinău, după amiază zile, dacă nu mă înșel, dânsul urmează să sosească. Va avea consultări cu omologul dumnealui Andrei Popov, care văd că a trebuit să ne părăsească între timp. Și în cadrul consultărilor am să-l primesc și eu pe domnul Carasin pentru a face un schimb de opinii pe relațiile bilaterale, evoluțiile regionale, etc. Problema ambasadorului nu vom discuta pe simplu motiv că astfel de subiecte nu se discută în cadrul unui astfel de întrevedere. Problema desemnării ambasadorului se face într-un context și conform unor cutume stabilite de mult timp în urmă. În momentul în care finalizăm procedura internă, trimitem o notă verbală pe unde se va spune cine este candidatul nostru și vom anexa și un CV și vom aștepta până la 90 de zile, răspunsul, în cazul dat, al Moscovei. În ceea ce privește candidatura respectivă, de ce o ținem în taină, pe simplu motiv că este una din cele cutume care vorbesc despre faptul că până la primirea acestui agrement din partea țării, unde intenționăm să-l trimitem în misiune pe el sau ea, nu se face publică candidatura candidatului, fie el, fie dacă e vorba de ea. Iar ceea ce va vorbea premierul și ceea ce am spus eu este exact în consonanță. Conform procedurii, vreau să vă aduc în toată aminte, Ministerul de Externe propune guvernul, guvernul examinează și în momentul în care există o susținere pentru candidatura propusă de minister, se trimite președintelui care, planându-se, o evaluează și dacă e de acord și dânsul, emite decretul. Și sper că după vacanță imediat să inițiem acest prim pas și după asta sunt convins că va merge foarte repede și mai departe. Atât? Thank you.
Deținătorii de pașapoarte diplomatice beneficiază de regim fără de vize cu Uniunea Europeană de mai mulți ani. Eu nu știu din ce an exact, dar cineva din colegii mei știe din ce an? Din cât? Din 2008, transfugează colegii. Elementul novator în acest sens va fi că și deținătorii de pașapoarte de serviciu vor putea călători până în Uniunea Europeană fără vize. Dar sigur că preocuparea noastră nu este pentru deținătorii de pașapoarte de serviciu, fiindcă e un număr foarte limitat de oameni, dacă nu mă înșel, sunt doar 270 și ceva de persoane care au dreptul la pașapoarte de serviciu și noi respectăm cu sfințenie prevederile legislative din Republica Moldova. Și pe acest motiv am reușit să convingem și pe cei de la Bruxelles că merităm să avansăm cel puțin treptat. Dar mai mult ca o mișcare simbolică decât una care are un impact. În ceea ce privește când cetățenii din Republica Moldova vor putea beneficia, eu sunt convins că noi vom reuși cu această aproximativă întârziere de jumătate de an, ceea ce ar însemna cam la mijlocul anului viitor, să întunim condițiile și condiționalitățile prezentate în planul de acțiune. Concomitent cu acest proces de îndeplinire, acestor condiționalități, ceea ce înseamnă implementarea în complexitate și totalitate a prevederilor, noilor prevederi din cadrul legal, vom continua dialogul cu țările membre ale Uniunii Europene. Fiindcă în momentul în care Comisia Europeană va face o astfel de recomandare țărilor membre și Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că nici una din cele, de fapt vor fi deja nu 27, ci vor fi 28 de țări, a 28-a fiind Croația, cu care iarăși am inițiat în acest an un dialog foarte activ, nu se vor opune aceste recomandări a Comisiei Europene. Iar cu demisia, așa cum am promis, la finele lunii decembrie, oricum voi face o vizită primul ministru pentru a prezenta această scrisoare. Dar încă o dată, pentru mine contează, și nu pentru mine, pentru cetățenii noștri contează nu faptul demisiei sau nedemisiei, contează când vor putea primi acest regim pe care îl merită de mult timp. Și în acest sens vreau să sper că, după cum acum există un climat mult mai bun de conlucrare, chiar în interiorul Alianței și în interiorul Parlamentului, vom putea să consolidăm această mișcare pe diverse dimensiuni și segmente, fiindcă nu ține doar de instituții subordonate Guvernului. Ține și de instituții subordonate Parlamentului, dar ține și de societatea în ansamblu a Republicii Moldova. Apropo de libera circulație, mai există persoane, lideri, foști lideri din Transnistria, pentru care ați predat să nu fie lăsați să circule prin Europa? În special domnul Smirnov. Domnul Botnaru, nu am să comentez acum acest subiect, fiindcă subiectul respectiv se discută odată la jumătate de an, dacă nu mă înșel, este un subiect pentru un proces de reflectare atât la Chișinău cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Nu vreau să anticipez această evoluție. Alexandru Popescu, Jurnal TV. Domnule ministru, o întrebare de precizare mai mult. Știm că astăzi a parvenit o scrisoare din partea autorităților ruse către Ministerul nostru de Externe și anume în privința luării unei atitudini față de vandalizarea monumentelor ostașilor din al doilea război mondial. Să ne spuneți care e textul acelei scrisori și dacă a parvenit vreun răspuns din partea noastră. Nu știu de unde aveți astfel de informații. Astăzi, din câte cunosc eu, nu am primit niciun fel de notă verbală. O astfel de notă a fost emisă la Ministerul de Interne de către ambasada rusă, dacă nu mă înșel, o săptămână în urmă. Poziția autorităților moldovenești este una foarte clară. Nu vom permite astfel de acțiuni de vandalizare a acestor morminte. Nu cunosc, din păcate, am uitat, deși intenționam să-l întreb pe domnul ministru Recean, care sunt rezultatele, dar vă mulțumesc că mi-ați adus aminte. Imediat voi încerca să aflu dacă au fost deja descoperiți urmare a unei investigații care a fost demarată. Cine a făcut această acțiune de vandalizare, care este inacceptabilă în orice stat care se dea un stat democratic și civilizat. Procedura e corectă ca ambasada să adreseze direct Ministerului Intern? Da, e posibil. Și noi ne adresăm ambasadele noastre deseori nu doar la Ministerul de Externe, dar și la alte instituții de profil. Noi nu ne dorim la Ministerul de Externe, asta există în state cu un regim așa mai... unde totul se face centralizat și doar prin Ministerul de Externe.
Noi ne dorim să preluăm și am preluat deja experiența europeană, ceea ce înseamnă pe orice misiune, exceptând comunicarea eventual cu guvernul și cu președinția, în rest comunică direct cu ministerele noastre, cu alte instituții. Tot ce ne dorim noi în acest sens este numai, la fel după practica europeană, să fim informați pe ministerele noastre. Asta uneori mai lipsește încă, dar vă spuneam că n-am ajuns într-o fază perfectă de funcționare. Atât, nu? Eu vreau să vă mulțumesc, cei care au fost deja în concediu, să vă doresc activitate prodigioasă, iar cei care merg în concediu, așa cum o fac și eu de luni, vă doresc o odihnă plăcută și ne revedem după concediu. Numai bine și o zi bună!